Peste 150 de maramureșeni sunt acum în carantină în Borșa. S-au întors în urmă cu câteva zile din Italia și de atunci nimeni nu i-a testat pentru coronavirus. Oamenii nu știu dacă sunt sau nu infectați, iar pentru asta cer ajutorul autorităților. Până data de 20 martie, DSP-ul avea obligația de a face 3 teste celor aflați în carantină. Un test în primele zile după ce intra în carantină și ultimele 2 teste în ultimele 2 zile de carantină. După data de 20, nu s-au mai făcut teste. Tot am sunat, la un moment dat ne-au spus, nu mai avem voie să facem teste. În cele din urmă, solidaritatea a învins. Mesajul oamenilor a sensibilizat autoritățile care au aprobat testarea tuturor persoanelor aflate în carantină în Maramureș.